Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de sâmbătă 26 decembrie. Bun, hai să vedem și care sunt energiile pentru această zi. Pe dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Pentru această zi de sâmbătă, 26 decembrie, pe sectorul de dragoste avem aici Steaua, cartea care reprezintă zodia vărsătorului. Ce avem în vărsător? Păi, Jupiter și Saturn sunt acolo împreună în vărsător, pregătiți să vă îndeplinească cea mai mare dorință a sufletului vostru. Fie că sunteți singuri sau sunteți deja într-o relație stabilă, aici, pe sectorul de dragoste, avem foarte, foarte mult potențial pozitiv. Mai ales dacă unul dintre parteneri este în zodia vărsător sau are anumite plasamente planetare importante în vărsător. Și aici nu mă refer doar la ascendent și lună, ci și la planeta Venus pentru bărbați, da? Dacă sunt atrași de o femeie cu calități venusiene tipice vărsătorului, sau Marte la femei dacă sunt atrase de un bărbat cu calități marțiene tipice vărsătorului. Vărsătorul este și o zodie de aer, aerul guvernează în general toate topicurile legate de comunicare, de gândire și acum este foarte important, pe de o parte, să vă imaginați în cele mai mici detalii această relație perfectă, acest partener perfect, dar și să comunicați cu această persoană astfel încât toate visele voastre să devină realitate. La ce mă refer când vă spun să vă imaginați această relație? Nu neapărat să vă imaginați cum arată partenerul vostru sau ce salar are, ci să vă imaginați cum vreți să vă simțiți alături de această persoană. Manifestarea vine mult mai ușor din sentiment decât din aspecte vizuale. Chiar dacă pentru noi este mai ușor să ne imaginăm vizual cum vrem să arate relația noastră, cum vrem să arate partenerul nostru, să știți că pentru a manifesta acest partener în viața noastră, pentru a atrage acest partener în viața noastră, Universul conlucrează mult mai ușor cu noi pe limbajul sentimentelor și a emoțiilor decât pe limbajul imaginilor. De aceea e foarte important aici să vă gândiți foarte mult cum vreți să vă simțiți în această relație. Că nu aveți niciun partener în viața voastră sau că aveți deja partenerul în viața voastră și vreți doar să ajustați anumite lucruri la relația voastră, aici puteți să aplicați foarte bine și cu rezultate foarte pozitive tehnici de vizualizare. Pentru cei care sunteți în relații, bineînțeles, este aspectată pozitiv și comunicarea. Comunicați cu partenerul vostru, comunicați cu partenera voastră. Spuneți-i ce nevoi are sufletul vostru de la această relație. Pe domeniul sănătății avem aici 10-le de bâte, o mare greutate care trebuie cărată în spate. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să se exacerbeze niște probleme cronice. Pentru cei care ați exagerat cu mâncarea, cu băutura în ultimele zile, acum se resimte acest lucru. Pentru cei care urmați un tratament, o dietă, un regim și ajungeți la acel platou, la acel moment în care este foarte greu să mai respectați tratamentul, terapia, dieta, regimul respectiv, mesajul este să nu renunțați. Sunteți foarte aproape de final, sunteți foarte aproape de rezultatele pe care le doriți. Nu renunțați acum pe ultima sută de metri. Aveți grijă la volan, aveți grijă în bucătărie, să nu vă ardeți, să nu vă accidentați. Pentru cei care știți că aveți probleme cu spatele, aveți mare grijă atunci când ridicați lucruri grele să nu vă înrăutățiți problema. Hai să vedem pe partea de bani, carieră, situație financiară. Aici avem treiul de monede. Este foarte bine aspectată munca în echipă. Pentru cei care nu sunteți la lucru zilele astea, pentru toți cei care aveți concedii, aici e posibil să apară o persoană care vă oferă o colaborare. S-ar putea să fie doar part-time, nu full-time, da? Să fie o sursă suplimentară de venit în colaborare cu cineva. Va fi o ofertă foarte stabilă, puteți să aveți încredere în această ofertă, e pe bune, chiar o să vă aducă rezultate financiare, dar va fi și destul de mult de muncă. Înainte să finalizăm acest video, hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune.
Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video și să -mi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Hai să vedem mesajul pentru această zi de sâmbătă. Sunt o persoană pozitivă. Dacă mă focalizez pe ceea ce nu vreau, voi primi mai multe astfel de lucruri. Susțin cu tărie doar binele în viață. Un mesaj foarte frumos, care se aplică pentru toate cele trei domenii pe care le-am analizat. În relații, dacă vă canalizați doar pe ceea ce nu vă place la partenerul vostru și tot atrageți atenția asupra acelor lucruri, mai mult din acel comportament veți observa. Dacă, în schimb, îi atrageți atenția asupra lucrurilor care vă fac plăcere, care vă provoacă bucurie, o să vedeți că o să vă dea mai mult din acele comportamente. La fel și în sănătate. Dacă vă canalizați doar pe lucrurile care nu le puteți face și pe problemele voastre, o să vedeți tot mai multe probleme. Dacă vă canalizați, în schimb, pe lucrurile care le puteți face ca să vă îmbunătățiți starea de sănătate, o să se îmbunătățească mai repede. În finanțe, la fel. Dacă vă canalizați doar pe lipsuri, o să vedeți tot mai multe lipsuri în viața voastră. Dacă vă canalizați pe oportunități, o să apară din ce în ce mai multe oportunități. Mesaj foarte frumos pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!